Dragii mei, frați și surori, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 53, de unde vom citi două versete, și anume versetul 10 și versetul 11, un cuvânt pe care dumneavoastră îl cunoașteți, pe care l-ați auzit deseori, dar care și în această dimineață răsună în felul următor: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, în dimineața aceasta, la frumoasa sărbătoare a cinei Domnului, vom sta din nou în jurul Evangheliei și a Cuvântului Sfânt și ne vom aduce aminte că, de fapt, la cina Domnului despre asta e vorba. Ne vom aduce aminte de ceea ce a făcut Domnul pentru noi și totodată ne vom uita în Scriptură la momentele pe care Domnul le-a trăit acolo, în vremea aceea, atunci când a fost luat prin apăsare, prin judecată nedreaptă, în așa fel încât să fie dus, să fie crucificat. Vom sta în jurul Evangheliei. Cuvântul Bibliei rămâne în picioare de fiecare dată. Cuvântul Sfânt al Bibliei rămâne o învățătură pentru fiecare om. Din ceea ce ne vom uita în această dimineață, vrem să extragem trei învățături mari, care sunt obligatorii de pus în viața oricărui om care vine la masa Domnului. Poate trei semnale de alarmă în auzul urechilor noastre și în inima noastră, pentru că e atât de mare nevoie ca omul să trăiască cu băgare de seamă. Apreciez mult inițiativa școlii duminicale de a aduce și în dimineața asta copilașii aici. Ei sunt îndemnați să scrie schița de la predică. O să încerc să fiu foarte sintetizat ca lor să le fie ușor și le și lansez o provocare: iau eu după aia toate schițele și cea mai bună primești un premiu. Bine, surorile o decid care e cea mai bună. Pentru că e foarte important să poți să stai atent, să poți să schițezi acolo în minte, în viață, în inimă. Ca mai apoi când ajungi într-un anume moment să-ți aduci aminte de ceea ce Dumnezeu a sădit în inima ta. Pentru că unul din lucrurile foarte ciudate a vremurilor e: diavolul se luptă ca pe om să-l ducă în uitare cine este, ce Dumnezeu are și încotro se îndreaptă. În momentul în care uiți cine ești, că ești copilul lui Dumnezeu și așa trebuie să trăiești. În momentul în care uiți ce fel de Dumnezeu ai, în momentul în care uiți încotro te îndrepți, viața începe să se destructureze. Se cânta în dimineața aceasta de către surorile noastre Mălina și Damaris două cântări pe care noi le cunoaștem, dar care fac parte din predica mea fără să mă înțeleg cu ele. Și la un moment dat se cânta despre Via Dolorosa. S-a cântat despre faptul că drumul vieții unui om trece și pe la cruce. Mi-am intitulat mesajul meu din această dimineață în felul următor: Pilat, Via Dolorosa sau drumul crucii și dealul căpățânii. O să vă duc în cele trei ipostaze, în cele trei momente pe care Iisus Hristos le-a trăit și din toate cele trei momente să luăm trei învățături bine stabilite pentru viața noastră. Pentru că la un moment dat Iisus Hristos ajunge înaintea lui Pilat. Înaintea lui Pilat se întâmplă ceva excepțional. Pentru că frământarea soției lui Pilat că Iisus Hristos nu-i oricine, n-a fost o frământare din ceva care n-ar avea o conduită sau o sursă divină.
Pentru că sursa divină, Dumnezeu însuși, la nivelul minții și a inimii acestei soții a lui Pilat, îi dădea o frământare, zice, toată noaptea m-am frământat, ceva acolo e special, ceva e aparte. Imaginați-vă momentul ăsta în care soția lui Pilat era extrem de frământată, Pilat, că avea ochiul format, totuși era dita mai guvernatorul, se ia și se uită la Iisus Hristos și îl vede, îi vede conduita, îi vede trăirea, îi vede modul frumos de relaționare, îi vede chiar îmbrăcămintea, îi vede stilul lui de viață extrem de așezat, de elegant, de cu bun simț. Și la un moment dat Pilat pune o întrebare, ești tu împăratul iudeilor? Domnul Iisus alege să-i răspundă la Pilat. La Irod nu i-a mai răspuns nimic, la Pilat alege să-i răspundă și să-i spună, da, sunt. Dragii mei, constatarea asta lui Pilat de care a vrut să se asigure, pentru că Pilat la un moment dat a zis, măi, eu nu găsesc nicio vină în omul ăsta. Ba dimpotrivă, că la un moment dat, dacă vezi, toți cei patru evangheliști, toate cele patru evanghelii surprind momentul ăsta. Matei, Marcu, Luca, Ioan, toți surprind momentul ăsta. E un moment atât de profund, e un moment cu atât de multă greutate. Un muritor de rând îl întreabă pe împăratul universului, ești tu împăratul iudeilor? La un moment dat în Ioan veți găsi o discuție mai complexă cu alte cuvinte, pe unde slujitorii tăi? Și vine Domnul și spune, dar împărăția mea nu-i de aici, că dacă ar fi de aici slujitorii mei, nu m-ar fi lăsat să mă dea iudei în mâinile romanilor, nu m-ar fi lăsat să mă crucifice oamenii, dacă ar fi împărăția mea de aici, dar împărăția mea nu e de aici. Și Pilat la un moment dat continuă și spune, deci un împărat tot ești? Da, au zis, da, sunt un împărat. În momentul în care se face proclamarea asta că Iisus Hristos este un împărat, că în momentul în care Pilat constată asta, Iisus Hristos proclamă, Pilat e de acord cu asta, din acel moment se dezlănțuie și ăsta a fost punctul forte care a dezlănțuit o mulțime de batjocuri. Pentru că la un moment dat zice Biblia în felul următor, ostașii, Matei 27 cu 27, ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie, au împletit-o cu nune de spin pe care au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor, și scuipau asupra lui, și luau trestia și îl băteau în cap. Și după ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Imaginați-vă momentul în care soldații au auzit acolo discuția, ești tu împăratul, ești un împărat? Și au zis, da, sunt un împărat. Oamenii care nu înțelegeau împărăția, oamenii care nu înțelegeau ce se întâmplă acolo, oamenii care nu erau conectați cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos, au ales mai apoi calea batjocurilor din același motiv, pentru că Iisus Hristos a zis că El este un împărat. Dar, dragii mei, momentul acela dinaintea lui Pilat se întâmplă ai doma și în vremurile noastre. Iisus Hristos a rămas un împărat. El e împăratul împăraților, a rămas un împărat și sunt oameni care proclamă asta. Și sunt oameni care proclamă cu viața lor și vrea Dumnezeu prin viața noastră să proclame că El este împăratul împăraților. Dar lupta care se dă încă de atunci până în zilele noastre e ca oamenii care nu înțeleg că Iisus Hristos este un împărat, că trebuie tratat ca atare, că trebuie să-i te supui ca atare, o iau pe panta batjocurilor. Și lupta pe care diavolul a dus-o acolo să găsească niște oameni care să-l batjocorească pe împărat, asta a fost una din luptele profunde ale diavolului. O zis, bă, cum pot eu să-l batjocoresc pe împărat? Știa diavolul că el e regele universului, știa diavolul că e fiul lui Dumnezeu, știa diavolul că e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Asta a luptat din răsputeri să-l batjocorească, să-l terfelească în fața oamenilor și al mulțimii și al lumii. Și acolo, pentru o bucată de vreme, datorită unor oameni care n-au înțeles că Iisus Hristos este un împărat, i-a ieșit. Dar lupta asta se duce și în generația noastră. Suntem aici oameni care spunem, Iisus Hristos e regele regilor. Proclamăm asta și credem asta. Ieșim din locul ăsta. Lupta pe care diavolul o dă e să ne batjocorim împăratul prin trăirea neatentă.
Și lupta asta e și în generația asta. Când oamenii nu mai înțeleg că Iisus Hristos e adevăratul împărat, când oamenii nu mai înțeleg că în fața unui împărat trebuie să te supui, că în fața unui împărat trebuie să-l asculți, că în fața unui împărat el face regulile și noi le punem în aplicare, oamenii o iau pe panta bagiocurilor. Și din păcate, poate oameni cu viața care au bagiocorit pe împăratul în diverse forme, vrem să stăm la masa Domnului. Tocmai de-aia apostolul clarifică, faceți-vă bine cercetarea. Nu e așa că parcă am ajuns în vremea în care cercetarea care ne-o facem e una super sumară? Bă, nu m-am certat cu nimeni, nu am mințit săptămâna asta, n-am făcut prostii săptămâna asta. Băi, bine, de obicei cercetarea oamenilor e cam cu o săptămână în urmă. Fals! Cei mai mulți se cercetează cam în ultima săptămână. De zici care Dumnezeu așa, merge așa pe o rolă. Bă, vezi că nu-i problemă, că se prescriu păcatele tale de la sine, nu-i adevărat? Tocmai de aia omul trebuie să fie foarte atent, pentru că prin trăirea neatentă îți poți bajocori împăratul. Prin trăirea neatentă poți să-l bajocorești pe regele regilor, cel care a plătit prețul de răscumpărare pentru oameni. Poți să calci în picioare jertfa lui Dumnezeu, poți să calci în picioare jertfa lui Iisus Hristos. Să ai o atitudine de bajocură la Dumnezeu, la Biblie, la rânduielile lui Dumnezeu și să spui, a, bă, că nu-i chiar așa. Și o să zică Dumnezeu, poate cum nu te aștepți, uite că e chiar așa, numai tu nu ți-ai dat seama, n-ai vrut să-ți dai seama. Adică, dragii mei, Dumnezeu când e vorba de sfințenie, când e vorba de raportare corectă la divinitate, n-are negociere, n-are negociere. Unii oameni poate au impresia că, bă, mai negociem cu Dumnezeu, Doamne, am fost eu cum am fost, dar ultima săptămână a fost bună, serios. Pentru că Biblia când spune umblați cu băgare de seamă, să nu vă înșele cineva. Și când se referă aici la acel cineva, într-un mod special, e diavolul care vine în diverse forme să înșele viața omului, să înșele traiectoria omului, să înșele mintea omului, să-l ducă pe panta bagiocurilor, într-un fel sau în altul, să-l bagiocorești pe cel prea sfânt, într-un fel sau în altul să calci în picioarele principiile divine, într-un fel sau în altul să devii permisiv să spui că Dumnezeu nu mai e chiar așa de sfânt. E unul din pericolele generației noastre. Dumnezeu a rămas sfânt. Dumnezeu rămâne sfânt. O, și oamenii din neatenție cad în panta batjocurilor. Îmi spunea cineva zile trecute asupra unui caz, nu intru în detalii, dar frate Alin, acum ce o să facă? Trebuie să faci ceva, trebuie să mă fac ceva pe acel lucru pe care tu vrei ca eu să-l fac împotriva Bibliei. Păi și acum ce o să faci? Nu, fă tu dacă vrei. Nu mă pune pe mine să calc principiul Bibliei în picioare. I-am promis lui Dumnezeu că îl voi sluji cu toată inima, cu toată scumpătatea, cu toată corectitudinea, cu toată sinceritatea, mai ales la lucrurile, poate sunt lucruri de care nu ne dăm seama. Și acolo ne rugăm și se ruga psalmistul, Doamne, păcatele care nu mi le amintesc, dar da, păi alea care le faci pur și simplu de bunăvoie. Dragii mei, în dimineața asta vreau să trag un semnal de alarmă cât de puternic se poate. Oamenii de prin prejurul lui Pilat, soldații dregătorului au căzut în panta asta al bagiocurilor. Și ascultați-mă, dacă vă veți uita în Scriptură, veți găsi locul bagiocoritorilor. Și unul greu. Locul bagiocoritorilor e unul greu. Spune la un moment dat cuvântul Domnului, nu mă voi așeza pe scaunul celor bagiocoritori. Pentru că, dragii mei, bagiocoritor nu înseamnă că iau eu pe un frate și îmi bag joc de el. Nu doar asta înseamnă, și asta, dar nu doar asta. În momentul în care tu întorci spatele lui Dumnezeu, în momentul în care calci principiul lui Dumnezeu, în momentul în care nu mai mergi pe traiectoria Bibliei, ascultați-mă bine, asta se numește bagiocură. Dacă dumneavoastră stați de vorbă cu copiii dumneavoastră și în timp ce le spuneți, mă, omule bun, fii mă cum trebuie, mă oprește-te, mă, din lucrurile astea. Și copilul zice, a, bă, lasă-mă tu cu din astea, să întorce cu spatele și pleacă. Știți care e prima reacție a unui părinte? Bă, tu-ți bagi joc? Ei, dar cam asta e și reacția lui Dumnezeu. Oameni buni, nu vă bate joc, strigă Dumnezeu din cer, de principiile Bibliei. O, bisericile noastre, noi, mediul evanghelic, pentecostalii, baptiștii, care vreți dumneavoastră, trebuie să ne mai întoarcem mai profund la Biblie, trebuie să ne întoarcem mai profund la ceea ce Dumnezeu cere, trebuie să ne întoarcem mai profund și mai profund în fiecare zi, la noțiunile divine ale Scripturii. Astea rămân în picioare peste toate generațiile. Și întotdeauna când omul nu mai înțelege divinitatea lui Dumnezeu așa cum este ea,
Omul intră pe panta bajocurii. Știți de fapt cum arată viața unui om care înțelege că el e regele Universului? Haideți să vă citesc. Psalmul 45 cu versetul 1. Auziți. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Pentru că în momentul în care un om înțelege, și aici ne putem face testarea foarte bună fiecare în parte, în momentul în care eu înțeleg divinitatea lui Iisus Hristos, că El e regele regilor, că El e împăratul împăraților, ești împăratul iudeilor, da, sunt. În momentul în care eu înțeleg că El este împăratul împăraților, nu cad în panta bagiocurilor la adresa Bibliei, la adresa lui Dumnezeu, la adresa lucrurilor sfinte, la adresa trăirii rânduială divină. Nu, dimpotrivă. Mă duc în cealaltă parte extrem de bună a Psalmului 45, care spune: cuvinte pline de farmec îmi clocotesc. Adică ele sunt gata să dea pe din afară, din abundență, și zic din toată inima mea: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Întotdeauna când cineva face o lucrare de laudă, va fi și lăudat de cei din jurul lui. În momentul în care cineva face o lucrare care laudă pe Dumnezeu, va avea parte și de aprecierea celor din jurul lui. Pentru că, dragii mei, asta e poziția care trebuie să o ia un om care are puterea să spună: eu îl slujesc pe împăratul împăraților, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Și mă rog din toată inima în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne îmbrace viața și puterea, să ne dea ca să lucrăm în fiecare zi, ca lucrarea noastră de laudă să fie pentru Iisus Hristos Domnul. Și în fiecare zi să lăudăm pe El cu viața noastră. Și când vine diavolul și vrea să te împingă în pantura bajocurii într-un fel sau în altul, să iei Biblia și să o calci în picioare printr-o trăire neatentă, tu să spui: eu nu pot să fac asta, că eu am un rege al regilor care îmi guvernează viața. Lucrarea mea de laudă e pentru împăratul, mă supun acestui Dumnezeu mare, îl ascult pe acest Dumnezeu mare, îl luau la un moment dat pe Iisus Hristos, i-au pus o trestie în mână cu luna de spin pe cap, îl băteau cu trestia în cap, se aplecau în fața lui, era o formă de închinare ciudată, care din păcate, poate din neatenție, o adoptă unii în generația asta, iertați-mă modul direct, dar e una din durerile inimii mele, pentru că de aia de multe ori comunitățile slăbesc, familiile slăbesc, situațiile slăbesc datorită faptului că rămânem doar cu forma de închinare. Cel care rămâne regele regilor e Iisus Hristos. Cel care coordonează lucrarea e Duhul Sfânt. Cel care căruia trebuie să ne supunem e Dumnezeul cel mare. O, și-o venit ăștia sub o formă de închinare. Se pleacă și spun: plecăciune ție, împărate! Mai apoi îl scuipau, zicea Biblia. O, cât de înșelător e să vină un om din neatenție, să se închine, la un moment dat să spună: plecăciune ție, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te am, am făcut legământ cu Tine, și să ieși afară și, dacă îmi permite să rămân la exprimarea Bibliei, să ai atitudinea flegmatică la adresa lui Dumnezeu, să ai atitudinea disprețuitoare la Biblie, să ai atitudinea disprețuitoare la ce înseamnă cele sfinte. O, Dumnezeu să ne păzească! Pentru că suntem în dimineața asta aici să ne facem o bună cercetare. Doamne, noi nu vrem să fim ca romanii ăia. Noi nu vrem să fim ca soldații aia care au luat-o pe panta bagiocurii pentru că n-au înțeles cine ești Tu. Fă-ne conștienți întotdeauna de suveranitatea Ta. Fă-ne conștienți întotdeauna de măreția Ta. Fă-ne conștienți întotdeauna că Tu ești Domn, că Tu ești suveran, că Tu le deții controlul toate. Eram în Spania săptămâna trecută și la un moment dat, frații, au zis: frate Alin, eu am făcut programare la un restaurant, dar o soră din biserică vrea neapărat să mergem la ea acasă. Și mergem. Păi de ce? Zice: auzi, e bolnavă de cancer și vrea să mergem la ea acasă. Ne-am dus la ea acasă, am intrat acolo în casă, într-un apartament micuț. Dar am simțit atât de multă dragoste. Și la un moment dat au zis: o să facem o rugăciune, facem ungerea. Păi și eu așteptam să văd o femeie demoralizată. Așteptam să văd o femeie terminată, așteptam să văd o femeie disperată, distrusă. Și la un moment dat sora era în bucătărie, făcea un alta, făcea, pregătea, a venit înapoi și eu erau cu mai multe surori, că mai erau două familii care o ajutau și eu am zis: bă, care-i sora aia cu cancer? Că din cele trei n-am putut să-mi dau seama. Și le zice: uite aia. La un moment dat vine, se pune cu noi la masă și eu zic: soră, dacă puteți cumva să-mi explicați și mie cum a fost, cum ați primit vestea, cum ați reacționat, cum o zis. Și la un moment dat sora începe și îmi zice așa cu un zâmbet pe față: frate Alin, stai să-ți explic ceva.
Dar nu-i problemă, zice, că eu sunt cu cancer. Pentru că, ascultă-mă, viața mea a fost dată în mâna unui Dumnezeu mare. Păi, dar Dumnezeu e suveran. Eu lui mă închin, eu pe el îl laud, eu pe el îl binecuvintez. Și eu am încercat să o atâț. Și am zis, soră, stai, nu o lua chiar așa, că ai pruncul ăsta, care o să-l crească alții dacă pleci din lumea asta. S-a uitat la mine și a zis, ioi, dar cum să zicem așa? Frate Alin, Dumnezeul meu mă poate ține, Dumnezeul meu mă poate vindeca, de cumva vrea să mă ia el, e tatăl orfanilor, ascultă-mă, Dumnezeu e suveran. Nu mi-aș permite să spun vreun cuvânt care să-l supere pe Dumnezeu. Nu mi-aș permite să spun vreun cuvânt care întoarce spatele lui Dumnezeu. Trece Dumnezeu prin valea asta, dar El e cu mine, e Dumnezeu înaintea căruia mă închin, îl iubesc, îl ador, pun toată inima mea pentru El, înaintea Lui, e Dumnezeul care nu mă lasă. Și finalizează discursul ei spunând așa, El este împăratul meu. Bă, zic că în momentul ăla m-a curentat din cap până în picioare, am zis, bă, asta e atitudinea corectă. Pentru că unii ori, dragii mei, când nu ne-a ias un pic ceva, bă, nu ne-a ieșit, nu mi-a mai ieșit ața bani pe lună, nu mi-a mai nu știu ce, nu mai venit cu tare, nu mai s-a întâmplat cu tare, puneți dumneavoastră. Bă, Dumnezeu-i de vină, Dumnezeu-i de vină, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu, și uite Dumnezeu, bă, oameni, nu vă mai bate joc. Dar mai începe să mulțumiți de sănătatea aia că vă ține pe picioare. Dar mai începe să lăudați pe Dumnezeu că vedeți cu ambii ochi. Dar mai lăudați-L pe Dumnezeu că nu mergeți la dializă. Dar mai lăudați-L pe Dumnezeu că sunteți părinți în familie. Mai lăudați-L pe Dumnezeu pentru toate astea. Că-și cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Că lucrarea mea e pentru împăratul și vreau să-L laud pe regele regilor pentru toate lucrurile în detaliu pe care le face în viața mea în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Să nu cumva să cădem în panta celor care l-au bagiocorit pe Domnul. 2. Drumul crucii. La un moment dat, Domnului se pune crucea pe spate și o ia pe Via Dolorosa în sus. Via Dolorosa are cam 600 de metri. Acum, cei care veți ajunge prin Israel, pe unde o să vă ducă ghidul, nu mai e chiar Via Dolorosa. O bucată mai e, o bucată nu mai e datorită faptului că s-au construit clădiri. Dar ne cam putem imagina. 600 de metri cu crucea în spate, sub batjocurile astea. Aici când ne gândim la drumul crucii și la Via Dolorosa, drumul crucii care s-a terminat cu o crucificare și cu o moarte, prima reacție a unui om la care se gândește e următoarea. Zice, bă, acolo a fost disperare, a fost dezamăgire, au zis oamenii, gata, ăsta-i capul, am crezut în el, dar n-are rost. Asta a fost la un moment dat sentimentul general de pe Via Dolorosa. În schimb, tot acolo pe Via Dolorosa, pe drumul crucii, s-a întâmplat un aspect extrem de important din care putem să luăm învățătură. Când alții erau disperați, când alții erau dezamăgiți, când alții erau prăbușiți, când alții spuneau că ăsta e capătul și că nu se mai întâmplă nimic, pentru alții începea adevărata bucurie. Și la un moment dat, pe drumul ăsta în care mergea Iisus Hristos, urmat de mulțime, soldații îl văd pe Simon din Cirena, pun mâna pe el și îl obligă să ducă crucea lui Iisus Hristos. Imaginați-vă că m-am tot gândit, bă, dar de ce nu a luat unul din mulțime? Bă, hai tu să duci crucea. Păi o fi văzut și soldații cât îți de demoralizați ăia. Pe ce să-i luăm pe ăștia? Nu vezi ce demoralizați-s? Nu vezi ce disperați-s? Nu vezi că deja nu mai au nici ăștia nici un pic de vlagă? Îl văd pe Simon din Cirena care vine și zice, Simon, cu alte cuvinte, pentru tine începe slujirea. Pentru că pe Via Dolorosa s-a mai dat o lecție frumoasă. Că întotdeauna când îl urmezi pe Iisus Hristos, indiferent pe unde duce viața, să nu uiți, viața e o slujire frumoasă pusă înaintea lui Dumnezeu în toate detaliile vieții. Pentru că, dragii mei, știți ce zice Biblia? Vreau să vă citesc. Matei 23:26. Pe când îl duceau să-l răstinească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp și ascultați. Și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. Exprimarea asta a Bibliei a fost pentru mine fascinantă.
Pentru că omul ăsta venea, ăștia erau demoralizați, au zis, gata, ne moare prietenul, ne moare împăratul, ne moare cârmuitorul, moare cel care ne-a salvat din valurile mării, gata, s-a terminat. La un moment dat, vine Simon din Cirena și pentru Simon din Cirena începe adevărata slujire. Simon ia crucea și urmează-L pe Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, ceea ce Domnul vrea să ne învețe, încă o dată repet, viața te mai duce și pe câte o via dolorosa, te mai duce și pe câte un drum al crucii mai greu de urcat. Dar ascultați-mă bine, pe drumul ăsta al crucii, când iei crucea și începi să te duci după Iisus Hristos, drumul ăla duce întotdeauna la victorie, pentru că drumul crucii într-un final a dus la victorie. Pentru că noi întotdeauna trebuie să fim oamenii ca și Simon din Cirena. Trebuie să fim oamenii gata să luăm crucea și să-L urmăm pe Iisus Hristos în fiecare zi. Și acum eu vă pun o întrebare, cât se poate de plastică și de directă. Pentru că drumul spre victorie e drumul slujirii, într-un fel sau în altul, într-un categorie sau în alta, haideți să ne facem o socoteală cât se poate de atentă fiecare dintre noi pe drumul ăsta al victoriei, pe drumul ăsta pe care noi mergem, dacă slujire o mai avem sau nu. Simon din Cirena n-a trecut nepăsător pe acolo. Putea să zică, bă, soldații aia o să mă pună să duc crucea, mă duc pe partea aia alaltă. Simon din Cirena și-a asumat asta, a luat crucea lui Iisus Hristos și a mers mai departe. Nu a fost ușoar, dar faptul că își călca pe urmele Mântuitorului, călca pe urmele lui Iisus Hristos, faptul că făcea ceea ce Iisus Hristos a făcut deja, Iisus Hristos a dus crucea, mai apoi a luat crucea lui Iisus Hristos, călca pe urmele Mântuitorului. Cu siguranță mi-am imaginat eu și permiteți imaginației mele, n-a dus Simon din Cirena crucea cârtin, a dus-o Simon din Cirena crucea cu bucurie, ducea crucea unui nevinovat care plătea prețul de răscumpărare pentru oameni. Pentru că, dragii mei, pe drumul ăsta în viața al viei dolorosa, a drumului crucii, omul trebuie să meargă pe urmele lui Iisus Hristos, să calce pe urmele lui Iisus Hristos, ducându-și slujirea înainte, în fiecare zi, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi, generația în care noi trăim, avem nevoie de oameni care slujesc în casele noastre, unde Dumnezeu ne așează, în departamentele noastre, în locul, în anturajele noastre, pe strada noastră, să mai ia omul crucea și să mai calce pe urmele Mântuitorului. Îi caută Dumnezeu pe astfel de oameni. Pentru că deseori oamenii se dezamăgesc și spun, bă, nu mai fac nimic, n-am atâția bani, n-am cutare, eu nu pot să dau, eu nu pot să fac o oală de gogoș, eu nu pot să zic un zâmbet, eu nu pot să exprim un zâmbet, eu nu pot să zic o vorbă bună. Bă, și parcă dezamăgirea aș face cuib în viața multora. Când dezamăgirea aș face cuib, prăbușește om în mod sistematic. Dar de fapt, cererea lui Dumnezeu, după modelul lui Simon din Cirena, e asta, să te duci pe drumul ăla al crucii, să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Iisus Hristos în fiecare zi. Drumul care duce spre victorie. O, dragii mei frați și surori, în dimineața aceasta, permiteți-mi sublinierea asta cât de puternic se poate. E nevoie de oameni care să-și mai ia crucea și să-L urmeze pe Iisus Hristos. E nevoie de oameni care să-și mai ia crucea și să-L urmeze pe Iisus Hristos. Am mai spus-o aici într-o duminică, o spun și în dimineața asta. Crucea nu înseamnă cancer, ceartă, dezbinare, tulburare. Asta nu-i cruce! Crucea, pe ce spunem noi de cruce? Crucea lui Iisus Hristos ce-a fost? Iubire! Crucea lui Iisus Hristos a fost iubirea necondiționată față de oameni. Crucea lui Iisus Hristos a fost o dragoste incomensurabilă. Crucea lui Iisus Hristos a fost iertare pentru semeni. A ajuns Domnul la dealul căpățânii și a zis, Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. Cu crucea în spate, Tată, iartă-i că de atunci când te gândești la cruce, despre asta e vorba. O, să nu mai ziceți că cearta din casă e crucea dumneavoastră. Nu! Aia e paguba care trebuie rezolvată, nu-i crucea care trebuie să o menții. Mai zic câte unii, bă, asta e, eu am ceartă în familie, asta e crucea mea, fals, ai paguba care trebuie rezolvată, nu e crucea. Când Domnul zice, ia-ți crucea și urmează, mă, ia iubirea cu tine toată ziua, ia dragostea cu tine toată ziua, ia iertarea cu tine toată ziua și calcă pe urmele Mântuitorului. Se vorbea în dimineața asta de Zacheu, bă, Zacheu, nu știu ce să fac, bă, să mă îndur de tine, să nu mă îndur de tine. Păi la câte țepi ai dat tu, bă, Zache? Mă tot gândesc, bă, până când ies din cetate mă mai gândesc. Bă, dacă cumva mă îndur, să ții tu minte toate. Nu! Așa sunt cam crucile unora. Cam așa arată crucile unora. Bă, să mă îndur de tine sau să nu mă îndur, să-mi fie milă sau să nu fie. Nu, fals! O ajuns Domnul în fața lui Zacheu. Săparul de serviciu era Zacheu. Ăla care prostea pe toată lumea. Înșelătorul de serviciu. Ăla care îi lua bani cu asuprire. Care le lua mai mult decât trebuia. Dar Domnul își purta crucea și atunci și zice, Zacheu, dă-te jos. Pentru că astăzi vreau să intru în casa ta. La
finalul discuției din casa lui Zacheu se pronunță ceva excepțional. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că un om care își poartă crucea întotdeauna unde Dumnezeu îl așează aduce mântuire, adică scăpare, revigorare, ridicare. Doamne, ajută-ne pe toți! Și acum vine Domnul și spune, l-ai văzut pe Simon din Cirena? Ce zici? Iei și tu crucea ca Simon din Cirena să o iei după mine? Că asta înseamnă, dragii mei, Via Dolorosa, dacă vreți, cam despre asta a fost vorba. Drumul crucii, cam despre asta a fost vorba. Despre un om care a avut puterea să-și ia crucea și să-L urmeze pe Iisus Hristos. Dar ajunge drumul crucii, Via Dolorosa ajunge la capăt. Se finalizează cu o crucificare, cu o moarte. Drumul crucii se finalizează cu o moarte. Știți ce au făcut cei mai mulți în drumul crucii? Au luat-o la fugă. În drumul crucii, cei mai mulți s-au ascuns. Inclusiv din apostoli, din ucenici. S-au dus toți. Și Domnul s-o fi uitat, bă, unde ies ăștia? Nu-s. Păștor cânta cu mine. Păștor sta la masă cu mine. Unde-s? Păi nu-s. Nu-s? Nu-s. Dar, dragii mei, partea extrem de frumoasă e că acolo, la drumul crucii, s-au găsit oameni care au rămas și au continuat slujirea lor înaintea lui Dumnezeu. Că în drumul crucii despre asta e vorba, despre slujire. L-ați văzut pe Simon din Cirena, care și-a început slujirea când alții poate erau dezamăgiți. Continuă, dacă vreți, la capătul drumului crucii, când e o crucificare și o moarte, slujirea lui Iosif din Arimatea. Că drumul crucii, despre asta e vorba, despre slujire continuă. Și vine la un moment dat Iosif și îi spune lui Pilat, era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Dar ce face Iosif? Pe drumul crucii trebuie întotdeauna să-ți faci partea. Dar Iosif, e complicat, pentru că a-ți face tu partea e complicat, trebuie să te duci la Pilat să-ți asumi, să te duci la dregător să-ți asumi trupul lui Iisus Hristos. Știi că e contestat, știi că e complicată viața lui, știi că unii l-au contestat, știi că ți-o striga la moarte, dar nu contează. Drumul crucii îmi dă asumare, drumul crucii nu mă face să slujesc și să spun, bă, îmi place, nu-mi place, aici mă bag, aici nu mă bag. Drumul crucii mă duce înainte. Ba mai mult de atât, lângă Iosif din Arimatea vine și Nicodim, ăla care a venit într-o noapte pe furiș. Dar de data asta nu mai vine Nicodim pe furiș. Și ascultați ce zice Biblia, Nicodim vine cu o amestecătură de smirnă și de aloe de aproape 100 de litri. Nu cărați dumneavoastră 100 de litri să nu vă vadă nimeni, mai ales în vremea aia. Că acum le punem un portbagaj la mașină, nu le vede nimeni, dar atunci nu aveau mașini. Imaginați-vă pe Nicodim cu 100 de litri. Iosife, eu am venit cu litri. Băi, eu am pânza, îl dăm jos, îl dăm. L-ai cerut, l-am cerut, hai dă-l jos! L-or dat jos, l-or înfășat în pânză, l-or îmbălsămat, l-or dat cu acele mirezme, cum se dădeau la evrei, cu aloie, cu smirnă, l-au băgat în balsamul respectiv, l-au așezat, l-au pus în mormânt, au prăvălit piatra. Pentru că, dragii mei, drumul crucii te face întotdeauna să-ți faci partea, atenție, ca împăratul să fie lăudat. Pentru că lucrarea mea e pentru împăratul, așa au zis și Iosif din Arimatea, așa au zis și Nicodim. Așa au zis și Iosif din Cirena. Cu alte cuvinte, lucrarea mea e pentru împărat. Doamne, dar împăratul vostru acum e praf. Doamne, dar împăratul vostru acum e târât. Doamne, dar împăratul vostru acum... Știți? Mi se spunea aseară la conferința de familie și datorită că suntem pe live, nu intru în detaliu, prin încercarea prin care predicatorul de aseară a trecut, o bucată de vreme s-a autosuspendat din pastorație. Știți ce a zis către mine? Aseară la masă. Atunci mi-am văzut adevărații prieteni. Zice, îmi beam cafeaua cu câte 10 oameni pe zi. Când m-am autosuspendat din pastorație, mi-am băut-o singur, luni de zile la rând. Că ăștia când Iisus Hristos vindeca, când Iisus Hristos stătea în barcă și nu mă întindea mâinile și valurile se linișteau, toți erau pe lângă El. Când Iisus Hristos înmulțea pâinile și peștii, bă, când a venit la Bartimeu și a zis, vedere, vedere Bartimeu, toți îl îmbulzeau. Ei, acolo pe drumul crucii, unde sunteți, mă? Unde ați plecat? Uite, au mai rămas câțiva oameni care să slujească. Pentru că mergem pe drumul crucii și diavolul ceea ce se lupte să-i dezamăgească pe oameni și să-i facă să fugă, să se ascundă. În schimb,
Oamenii de pe drumul crucii acceptă slujirea lui Dumnezeu și provocarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți! Nu există un om în sala asta care să n-aibă o provocare din partea lui Dumnezeu. Nu există niciunul. Toți aveți o provocare pe drumul crucii. Într-un fel sau în altul, Dumnezeu pune în inima dumneavoastră, a dumneavoastră, mă, omule bun, aici ești pe drumul crucii. Dar acolo e un dezamăgit al meu, tu te mă și ia-l în brațe. Și tu spui, bă, și eu sunt dezamăgit, dă-l în gol, doi dezamăgiți? Da, mă, că din doi dezamăgiți poate Dumnezeu să facă doi oameni puternici. Bă, uite, tu ești a meu, el e a meu, sunteți pe drumul crucii. Nu-i unul care șomează aici pe drumul crucii, nu-i unul. O, să nu fim din categoria aia care dezertăm. Stăm în spatele lui Iisus Hristos și ne plângem amarul. Că mai cântăm noi o cântare, îmi plâng amarul, dar nu disper, serios. Când de fapt, dragii mei, ascultați-mă bine, pe drumul crucii oamenii trebuie să-și facă partea. Nu există un șomer pe drumul ăsta al crucii. Ăsta a venit cu bidoanele, cu aloie și cu smirnă, ăsta a venit cu pânza, ăsta s-a dus și a vorbit cu dregătorul, l-or da jos, l-or pus, Dumnezeu să ne ajute pe toți. Și în ultimul rând, dealul Căpățenii. Știți ce s-a întâmplat la dealul Căpățenii? La dealul Căpățenii au fost două categorii de oameni. Trecătorii, Biblia spune că erau trecători, și oameni care au rămas la cruce. Dacă în momentul în care înaintea lui Pilat erau bagiocoritori și oameni care totuși au putut să vadă suveranitatea lui Dumnezeu, dacă pe Via Dolorosa au fost oameni care au fost foarte dezamăgiți, dar oameni care și-au coordonat lucrarea și-au continuat, au acceptat provocarea lui Dumnezeu. Pe dealul Căpățenii au fost oameni care au trecut insensibili și oameni care au rămas la cruce. Trecătorii aia care au trecut insensibili au pierdut. Inclusiv trecătorii care au trecut fizic și poate întorceau numai capul și se uitau, zice, cine a murit? Unul. Bă, trei amărâți, ori murit, hai să plecăm. Și oameni care s-au oprit și s-au prăbușit la cruce. Inclusiv tâlharii, din cei doi tâlhari, unul s-a oprit lângă Iisus Hristos și unul a trecut pe lângă El în viteză mare. La figurativ, că nu putea să dea jos de pe cruce. Cum să stai lângă regele Universului și tu să treci pe lângă El fără să te intereseze? Să-ți treacă viața pe lângă El, să-ți treacă veșnicia pe lângă tine, să treacă mântuirea pe lângă tine și pe tine să nu te intereseze. Cei doi tâlhari, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, dă-ne și pe noi. Știi ce făcea ăsta? Vorbea parcă din mers. Dacă n-ar fi fost pe cruce, vorbea în mers. Ăsta la altul a zis, bă, nu vorbi așa, lasă-mă să port o discuție cu Mântuitorul. Doamne, când vei ajunge în rai să-ți aduci aminte și de mine, s-au rămas lângă Iisus Hristos, n-au trecut ca ăsta. Au mai fost oameni la cruce care au rămas, alții au trecut. Au fost Maria Magdalena care a rămas acolo. A fost la un moment dat, dragii mei, Maria, mama Domnului, a fost Ioan care a rămas acolo. Oamenii care au rămas la cruce, ascultați-mă bine, oamenii care au rămas la cruce au putut să scrie o istorie frumoasă mai apoi, foarte frumoasă. Aduceți-vă aminte de Ioan, omul care i-a încredințat Dumnezeu cartea Apocalipsa. În insula Patmos, Ioan stătea și scria, și dădea Dumnezeu o revelație impecabilă și excepțională. A rămas acolo lângă Mântuitorul, a rămas la cruce, a rămas acolo lângă Iisus Hristos, a rămas prăbușit acolo, n-a trecut, pentru că, dragii mei, unul din dezastrele generației noastre e că oamenii vin la cruce, dar nu stau mult, trec repede. Că oamenilor le pare rău de păcate, dar nu-i ține mult. Că oamenii fac promisiuni că vor sluji pe Dumnezeu, dar nu-i ține mult. Că oamenii spun, eu voi rămâne lângă Hristos, dar nu-i ține mult. Îs doar trecători prin viață. Dar, dragii mei, omul care rămâne la cruce rămâne statornic. Și la oamenii statornici Dumnezeu le încredințează lucruri mărețe. Ioan, vino să-ți încredințezi unul dintre cele mai mărețe lucruri ale omenirii. Ioan, vino să-ți arăt, să-ți spun, eram în ziua Domnului, zice, în Duhul, pentru că eu am rămas lângă Domnul, pentru că am rămas la cruce, pentru că am rămas strâns legat de Dumnezeu. Oameni buni, dragi frați și surori, ascultați-mă! Ceea ce e nevoie în vremurile noastre e
de apropiere de Domnul și de prăbușire la cruce, nu de oameni care tranzitează pe lângă cruce. Oameni care tranzitează Biblia sunt oamenii care o citesc și o cunosc, dar nu rămân lângă Scriptură, nu rămân lângă principiile Bibliei, nu rămân, da, vorbesc despre ele, le accept, le spun altora, dar nu le trăiesc. Și asta e una din durerile mari. Nu fi doar trecător pe lângă cruce. Nu fi doar trecător pe lângă Dumnezeu. Nu fi doar trecător pe lângă binecuvântare și pentru și pe lângă jertfă. Nu, rămâi acolo. Rămâi la principiul ăsta al Bibliei. Pentru că, dragii mei, la un moment dat în viață, ești pus în fața faptului și a situațiilor în care dacă înșeli, o să-ți fie mai bine. Dar tu știi că înșelăciunea e păcat. Întâlnesc foarte mulți oameni care vin și spun: frate Alin, trebuie să înțelegeți că nu se poate altfel. Eu pot să dau din cap să zic o fi, dar nu cu mine, că eu sunt muritor prin lumea asta, care n-am inventat niciun principiu, nici nu o să inventez, dar care trebuie să spun principiul lui Dumnezeu și a Bibliei, că asta rămâne. Nu, cu Biblia. Că în momentul în care nu rămâi la principiile Sfintelor Scripturi și ale Bibliei și ale ce Dumnezeu îți dă, viața e complicată. Când pleci de lângă cruce și devii doar unul care tranzitează pe lângă cruce și nu te prăbușești acolo, se complică multe. Vă mai aduceți aminte de Maria în grădină? O zis: nu mai pot să stau lângă cruce, dar mă duc acolo unde e Mântuitorul. Mă duc acolo unde îl pot găsi. Grădinarule, dacă tu l-ai luat, spune-mi, te rog, unde l-ai pus. Și la un moment dat, Mântuitorul îi spune Maria. Iar când îi aude glasul: rabunii, eu nu mă las de tine. Mi-aduc aminte când m-ai luat, când alții au vrut să dea cu pietre. Eu cum să tranzitez pe lângă tine? Când alții au vrut să mă omoare, plin de ură, să mă calce în picioare, tu m-ai apărat. Cum să fiu doar unul care trece pe lângă tine? Eu rămân lângă tine. Dragii mei, de câte ori Hristos a întins mâna, mi-am rămas tot niște călători în tranzit pe lângă crucea lui Hristos. Nu, rămâneți la cruce. Am găsit o poezie frumoasă, vă citesc. Meditați la ea și ascultați-mă. Așa de bine exprimă generația vremurilor noastre. E așa de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde-i vezi, or să mai stee, voioși în vreme ce noi putrezim. Atâta soare, Doamne, atâta soare, o să mai fie în lume după noi. Cortegii de anotimpuri și de ploi, cu păr din care șiruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară, iar luna tot așa o să se plece, mirată peste apa care trece. Noi sigur n-o să fim a doua oară. Și îmi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de-abia o picătură între minutul acesta care bate și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim noi care așa de repede murim. Pentru că drumul nostru prin viață e călător, dar la cruce trebuie să rămână. Pentru că, ascultați-mă bine, cu noi sau fără noi, iarba tot va crește. Cu noi sau fără noi, luna tot se va pleca. Cu noi sau fără noi, soarele tot va răsări. Dar ascultați-mă, dragii mei, dacă cu noi, fără să fim la cruce, lucrurile iau razna. Plecăm din lumea asta, dar știți de unde trebuie să ne ia Domnul? De la piciorul crucii, de la principiile sfinte, de la prăbușirea noastră înaintea lui Dumnezeu.
Să nu cumva să cădeți în panta soldaților în a-L bagiocori pe Iisus Hristos, în a-ți bagiocori împăratul, să nu cumva să cazi. Ascultați-mă, să nu cazi în panta să-ți bagiocorești împăratul niciodată. Să nu cumva să cădem în panta în care să fim atât de dezamăgiți și de prăbușiți. Nu, faceți-vă partea, luați crucea ca Simon din Cirena și duceți-o după Iisus Hristos. Merită. Și nu uitați să nu fiți ca unii de la dealul Căpățenii care doar au tranzitat pe acolo. Haideți să rămânem la cruce. Acolo e binecuvântarea divină. În dimineața aceasta, El care e Regele Regilor, care e Împăratul Împăraților, e prezent la Efrat aici. Noi L-am chemat, L-am rugat, I-am cântat, L-am lăudat, e prezent aici. Se mai uită la oamenii care vor să spună de astăzi încolo cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Și de astăzi, lucrarea mea e pentru Împăratul. Se uită la oamenii care vor să spună: Doamne, și eu vreau să fiu un Simon din Cirena. Îmi iau crucea și Te urmez pe Tine. Iubesc pe oameni, iert, iau în brațe. Am dragostea pentru oameni. Fac ce-mi spui Tu, Doamne, cal pe urmele Tale. Ce ai făcut Tu, fac și eu. E Dumnezeu aici să se uită la oamenii care spun: Doamne, eu rămân la cruce. Dacă alții pleacă, eu rămân la cruce. Eu acolo vreau să rămân, la cruce. Și Dumnezeu să privească către noi cu îndurare și în dimineața aceasta. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Urmează să cântăm spre gloria Domnului împreună, timp în care împreună cu frații slujitori vom veni aici în față și ne vom pregăti mai apoi ca să oficiem actul cinei Domnului. Dar, dragii mei, momentele pe care noi le vom petrece și de aici pe mai departe sunt sub privirile lui Dumnezeu, sub privirile Marelui Stăpân. Ne putem face o socoteală și o cercetare bună în dimineața asta: Doamne, dacă am ajuns în panta bajocurilor, iartă-mă, iartă-mă. Spune lui Dumnezeu: Doamne, dacă m-am lăsat cuprins de dezamăgire și nu mi-a mai luat crucea ca Simon din Cirena, Doamne, iartă-mă. Spune lui Dumnezeu în dimineața aceasta: Doamne, dacă n-am rămas la cruce și am plecat în alte părți, iartă-mă. Ajută-mă să Te proclam pe Tine ca suveran, ca rege. Ajută-mă să îmi duc crucea și ajută-mă să rămân la piciorul crucii Tale. Astfel de vieți vor fi încununate de prezența lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de sora din Spania și cu asta închei. Zâmbetul de pe fața ei, căldura care a emanat-o, mâncarea bună care ne-a făcut-o. O zis către mine: frate Alin, faptul că ați venit la mine acasă, am fost cu mulți frați, au venit mulți, am stat unde încăpem acolo toți. Au zis: nu-ți dai seama ce dragoste are femeia asta. În faptul că ați venit la mine acasă, că au venit frații la mine acasă, simt că a intrat Dumnezeu și îngerii Lui. Și am zis: soră, dar v-a costat, sunteți bolnavă, trebuia să stați în pat. Au zis: da, dar eu îmi iubesc împăratul. Și întotdeauna împăratul îți spune să-ți iei crucea, și crucea niciodată nu-i crea lui Iisus Hristos. Ascultați-mă, te împinge la acțiuni frumoase care lasă în urmă demnitate. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.